Sunteți acuzați de următoarele crime pe care le-ați înfăptuit dincolo de orice urmă de îndoială și pentru care ați scăpat nepedepsiți. Edward George Armstrong. Lipsa ta de tact și de profesionalism a provocat moartea Luizei Mary Cliss în sala de operații. Emily Caroline Brett. Ești responsabilă pentru sinuciderea lui Beatrice Taylor, pe care ai împins-o spre o moarte previzibilă cu bârfele și declarațiile tale. Vera Elizabeth Claythorne, vinovată de moartea lui Peter Ogilvy Hamilton, copilul de care trebuia să ai grijă și care s-a înnecat din cauza neatenției tale calculate. Philip Lombard, vinovat de moartea 21 de bărbați, membrii ai unui trib african pe care i-ai lăsat singuri în fața unei morți sigure. William Henry Blore, ai provocat moartea lui James Stephen Lander, care s-a sinucis în propria celulă, tot așteptând să declari în favoarea lui. John Gordon Mackenzie, l-ai trimis la moarte sigură pe Arthur Richmond, amantul soției tale. Anthony James Marston, ești vinovat de uciderea lui John și a lui Lucy Combs, doi tineri autostopiști pe care i-ai acroșat cu mașina. Thomas Rogers și Ethel Rogers, ați cauzat moartea lui Jennifer Brady, femeia pe care teoretic trebuia să o îngrijiți. Lawrence John Wargrave, te faci vinovat de moartea lui Edward Sutton. Inculpați, aveți ceva de spus spre apărarea voastră?